Șefii județului au asistat la intonarea imnului de stat și la defilarea militarilor. Din păcate, prea puțini au fost târgujenii care au asistat la manifestare, discursurile șefilor județului fiind ascultate doar de jandarmi, polițiști și militari chemați pentru defilare. Sunteți astăzi împreună pentru a sărbători unul din simbolurile naționale care ne oferă identitate lume. Începând de la Revoluția Pașoptistă, trecând prin Războiul de Independență, Marea Unire din 1918, războaiele mondiale și până astăzi, roșu, galben și albastru, culorile drapelului național, au simbolizat și continuă să simbolizeze unitatea națională. Suntem astăzi o națiune care își poate hotărî singur soarta, un stat democratic și independent și pentru că de peste 160 de ani, românii au fost uniți de cele trei simboluri sacre, stema, imnul și drapelul național. Drapelul tricolor a simbolizat totdeauna idealul de unitate națională. El a fluturat biruitor în perioada premergătoare și până la reconstituirea României Mari, 1 decembrie 1918. Tricolorul a fost adus de cadrele Ministerului Apărării din catedrala din centrul orașului, iar preotul militar l-a sfințit înainte de arborare. Manifestările dedicate zilei drapelului s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare.